Pentru viitor, aici am avut două abordări. Am întrebat concret și direct dacă văd că mă sună domnul prorector, s-a întâmplat ceva? Nu, doar, nu e în ordine, doar voiam să ne îndreptăm ușor spre final, Maria. Da, suntem imediat. Să răspundem și la ceva întrebări. Mersi. Da. Aici am ales să întrebăm pe colegi dacă percep că vor utiliza lucrurile, că sunt utile lucrurile care se întâmplă și se întâmplă. Își cred că vor face asta. A fost o întrebare directă, însă atunci când am analizat lucrurile utilizând chestionarul de acceptarea tehnologiei pe cele două subscale, care are la bază ideea acum că cineva utilizează o anumită tehnologie dacă o vede utilă și dacă o poate utiliza ușor, se pare totuși că rezultatele noastre sunt undeva un pic peste medie, media posibilă, dar în jurul a 3 puncte pe o scară de la 1 la 5, atunci când vine de utilitate, e vorba de utilitate sau de facilitatea utilizării 3.69. Aici însă am adăugat, pentru a vedea cum stau și alți colegi din țară, avem 269 de răspunsuri de la alte universități din țară, 32 de universități din țară și am comparat să vedem dacă colegii din celelalte universități simt mai util decât noi sau mai ușor decât noi ceea ce se întâmplă. Se pare că la nivel de utilitate suntem acolo, nu avem diferențe semnificative. Dar din perspectiva facilității cu care, ușurinței cu care se folosesc sau se pun în practică aspectele acestea în această perioadă în care ne desfășurăm activitatea online, colegii din celelalte universități au un ușor nivel de al facilității cu care folosesc instrumentele, deși mărimea efectului este una mică, punct 16. Am analizat aceste lucruri și din perspectiva unei cumva splitări a colegilor care au răspuns între colegi care utilizau deja online-ul în perioada tradițională, să-i spunem, desfășurarea cursurilor și cei care nu făceau chestia asta. Se vede că cei care foloseau deja online-ul au trecut mult mai ușor la online în totalitate și simt mult mai util aceste aspecte. Lucrurile se replică în aceeași măsură și când vine vorba de toate cele 33 de universități din România la care avem răspunsuri pe această scală. Cam acestea ar fi cele pe care vroiam să le prezint.